faci, domnișoară? Unde să merg? În oraș. Unde ai fost în oraș? Cu fetele. Cu ce fete ai fost? Ioana. Am sunat-o pe Ioana și nu era cu tine. Andra. Andra e plecată cu soțul la mare. Plus că nu vă suportați oricum. Da, aici ai cam dreptate. Și vii tu așa frumos aranjată din oraș? Nu, dar așa îmi arăt eu mereu cu părul. Așa, cu părul așa perfect, fiecare șuviță exact perfect așa aranjată. Dar ce vrei să spui, că nu arată așa bine de obicei sau cum? Știi ce? Nu schimba subiectul. Tu să nu mă minți pe mine, eu știu unde ai fost. Ai fost în timp cu Ionel. Ionel? Nici măcar nu știu ce mai faci Ionel sau cine Ionel. Cine Ionel? Ionel e coaforul sau stilistul sau hairstylistul sau cum se numește. Ala din ea tot timpul bani din casă. Dar chiar n-am fost. Deci chiar Ionel nici măcar nu există. Serios? Da. Păi și ce cu poza asta pe telefon în care ești tu etichetat în Instagram-ul lui? Mă, și doar i-am zis la asta să n-o pună. Ce ai căutat acolo? Că era vorba că mergi de două ori pe lună la salon, nu la trei zile. Da, dar acum mi-a dat așa puțin volum. Vezi și volum îți iei acum când încep să țip. Mă, dar n-am discutat o dată, că nu-i mai permitim. Apa s-a scumpit, curentul s-a dublat, gaz s-a triplat, roborul nu mai zic, o sărit în sus mai mult decât seara când vrei să cauți paharii prin dulapul de sus. Ce facem? Noi acum organizăm zilele după dimers la salon, luni, unghii, marți, păr, miercuri, sprâncene? Da, auzi, dar tu nu mergi constant la berii cu băieții? Da, mă, dar eu dau pe berii într-o lună când dai tu o dată la unghii. Ia zi, acum cât o costat? Foarte puțin. Cât trebuia? 5 milioane. Și de câte ori ai fost săptămâna asta? 3 ori. Păi, fata, dar asta e rata noastră la casă, băi. La mașină ai vrut să zici, că la casă au crescut. Păi la mașină nu era 800 de lei? Era. Da, mă, Serghe, dar uite că mâine întâlnim cu Irina și cu Mihai mâine. Păi și ce treabă? Și nu știi că ai tot timpul, Irina, e atentă la mine, cum am îmbrăcat, cum m-am machiat, ce machiaj mi-a mai luat. Și, na, trebuie să arăt cumva. Păi să fii sănătoasă, că oricum ar fi, ea comentează. Dacă ai părul urât, zice că uiți să rântoacă, dacă ai părul frumos, zice cheltuitoare. Oricum ar fi, tot comentează. Ea e comentator de păr, e un fel de ianițoaia al coafatului. Păi, Serghe, eu prefer să mă creadă cheltuitoare decât sărac. Eu prefer să ies din cutie ca Barbie și nu ca buschetară. În momentul ăsta ești și una și alta. Și cheltuitoare și săracă. Sau mai bine spus, ești săracă pentru că ești foarte cheltuitoare. E ca și cum ai lua un boschetar care n-are niciun ban și l-ai aranjat ca un Barbie. Eu prefer să nu am bani, dar să creadă lumea că am, decât invers. Tu și majoritatea românilor. Eu prefer ca lumea să creadă că mănânc, dar eu să nu mănânc. Ce logică are asta? Păi da, mă, Serghe, dar cu foamea te mai lupți, dar cu gura lumii nu. Păi ce facem de acum? Cheltuim toți banii pe care avem, ca să creadă că avem mai mulți bani decât avem de fapt? Păi nu toată lumea face asta. Toată lumea săracă face de asta. Hai să mai punem și noi un bani deoparte, să mai, nu știu, mergem într-o vacanță, sau să avem niște bani în caz de urgență. Situații de urgență? Când spun urgență, nu mă refer că e urgență, îmi fac păroaz. Păi la ce te referi? Nu știu, dacă la situații astea în care ori se strică mașina, ori poate strup piciorul, ori ceva, nu știu, să ai bani. Da, situațiile astea două nu fac parte din aceeași categorie. Păi nu spuneai tu că dacă n-ai mașină, parcă n-ai picioare? E același lucru. Bun, deci ce propui? Să cheltuim un pic mai puțin. De ce? Ca să avem mai mulți bani. Păi și care-i scopul? Ce rost are să ai bani dacă lumea nu știe că ai? Nu de asta muncim cu toții, să ne permitem lucruri frumoase, să avem o casă frumoasă, să vină oameni la noi și să moară din invidii. Păi nu poți să te întâlnești cu lumea și să-ți arăți contul tău bancar. Na, uite, contul ăia, hai, mor din invidii, na. Păi de ce trebuie să mergem doar pe invidii? Păi dacă nu ar mai exista nevoia asta de invidii, magazinele ar da faliment. Pe asta se bazează economia lumii, pe invidii. Tu poate nu înțelegi, dar eu cheltuind bani ajut economia să treacă prin vremurile astea nașpa. Eu cheltuind bani salvez lumea. Eu sunt ca un supererou, spending girl, tătărără. Așa că mi-au mantia mea de 5 milioane, de care nu ți-am zis acum, afli, da, da, oh, gata. Și plec la cumpărături, așa că tătărără, lume, vin, păzea cumpărăturilor. Adevărul că e și bună de supererou. Oricum e îmbrăcată de parcă și-o tras chiloții peste pantaloni.